Un tânăr din Râmnicu Vâlcea și-a dat foc după ce pierduse 3.000 de lei la păcănele. Peste 160.000 de români au semnat o petiție prin care cereau interzicerea reclamelor la jocurile de noroc și pariuri sportive. Luna trecută, un bărbat s-a legat cu cătușele de șinele de metrou din Piața Unirii 2, cerând interzicerea păcănelelor. În consecință, zilele trecute, Senatul a aprobat noi reguli privind amplasarea, licențierea, organizarea și funcționarea activității privind jocurile de noroc. Însă, decizia finală aparține Camerei Deputaților, CAFOR decizional. Una dintre prevederile adoptate de senatori scoate sălile de jocuri de noroc din centrul localităților. Acestea urmând să fie amplasate la maximum 50 de metri de limita teritorială a orașelor, municipiilor sau comunelor. De asemenea, sălile de jocuri nu vor putea fi amplasate la mai puțin de 300 de metri de școli, parcuri, locuri de joacă, biserii sau spitale sau în zone unde ar putea încurca traficul. De asemenea, licențele pentru organizarea jocurilor de noroc se vor acorda în așa fel încât să nu existe mai mult de un punct de lucru per 20.000 de locuitori. Într-un punct de lucru vor putea exista maxim 20 de aparate de tip slot machine față de numărul actual de 75. Unitățile care permit accesul minorilor vor primi amenzi între 100.000 și 200.000 de lei, iar la a doua abatere de acest gen, autoritățile le pot suspenda licența timp de 6 luni. La a treia abatere, licența le va fi anulată. În ultimii ani, în județul Hunedoara, industria gamingului a explodat. Potrivit unei analize efectuate de jurnaliștii de la Ziar de Hunedoara, numai la Brad, un oraș cu aproximativ 15.000 de locuitori, există 5 săli de jocuri, 6 case de pariuri sportive și alte câteva baruri care dețin păcănele.